Bună ziua tuturor, bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ați revenit la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei de mâine, 29 ianuarie, pentru semnele de foc, berbec, leu, săgetător. Înainte de toate, v-aș recomanda să luați doar mesajele care vi se potrive și dacă nu v-ați înscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți, apăsând pe clopoțel veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Haideți să începem. Zodia Berbec. În această zi văd o disperare, un moment de gelozie, văd o pierdere sau poate vă simțiți blocați în mintea dumneavoastră, aveți multe gânduri și sunteți disperați că nu reușiți să ieșiți dintr-un blocaj, dintr-o victimizare, să spunem așa. E ca și cum vi s-a făcut o nedreptate și ați avut parte de o pierdere sau credeți că ați avut parte de o pierdere. Și în această zi văd că sunteți disperați, adică nu reușiți să ieșiți din acel mental, din acel blocaj. Să știți că este doar o iluzie, alegerea este de partea voastră și vă puteți elibera când doriți, nu așteptați pe nimeni că nu va reuși nimeni să vă ajute, este vorba de mentalul dumneavoastră, deci dacă veți lua decizia să ieșiți, veți reuși să ieșiți. Poate se repetă anumite gânduri că cineva v-a manipulat în ce privește partea financiară și sau vi s-a făcut o nedreptate în ce privește aspectul financiar sau în ce privește relațiile de iubire. Aici îmi spune că sunteți în așteptare. Nu sunteți în așteptare, poate să vă întâlniți cu prietenii, să aveți parte de o invitație, sunteți în așteptare de petrecere, sunteți în așteptare de un viitor mai bun și vă gândiți foarte mult la acel viitor, să terminați un ciclu, vă gândiți să duceți la bun sfârșit un ciclu, să vă eliberați de aceste gânduri, să vă eliberați de poate de relații toxice care v-au ținut blocați și nu reușiți să mergeți înainte. Sunteți în așteptare, poate să așteptați o persoană iubită sau mesajul, telefonul, invitația unei persoane iubite. Aici îmi spune că va trebui să luptați, vi se spune să luptați și să depuneți forță în această zi. Vor fi mai pe seară, în ziua de mâine, vor fi anumite lupte și va trebui să depuneți forță, că văd anumite secrete aici în ce privesc aceste lupte. Haideți să vedem și ce spunem ce privește relația dumneavoastră de iubire. În ce privește relația dumneavoastră, îmi spune că va trebui să faceți anumite alegeri mai sănătoase în iubire și în viața dumneavoastră. Cum spuneam mai devreme, deci vi s-a făcut o nedreptate și vă simțiți blocați și e momentul să faceți o alegere, să ieșiți din acel blocaj, cum am zis, și să faceți o alegere mai sănătoasă în relația dumneavoastră de iubire, dar și în viața dumneavoastră, să vă iubiți mai mult, să aveți mai multă grijă de voi, să fiți mai fericiți, da? Să vă eliberați, să vă deschideți și o veți face în această zi, o vă veți elibera, pentru că uitați aici fluturele, veți bura, veți ieși din această toxicitate, se vor termina depresiile. Depresia sau gândurile acelea apăsătoare și îmi spune că cineva vă va suna și nu veți dori să comunicați. Veți bloca pe cineva, veți bloca conversarea cu cineva, veți bloca acea invitație sau pentru că sunteți încă supărați și nu mai doriți să suferiți, vă veți proteja în această zi și sunteți în așteptarea să ieșiți din acea toxicitate, sunteți în așteptare să terminați acest ciclu negativ și îmi spune că veți crește, veți avea parte de o evoluție, vă veți elibera de acele persoane sau acele lucruri toxice, gânduri sau nedreptăți. Îmi spune că relația noastră de iubire va evolua. Veți trece la o nouă fază și îmi spune că vă veți vindeca sufletul nostru de copil, pentru că noi îmbătrânim, oamenii mei dragi, dar sufletul nostru încă e acolo, suntem copii,
Suntem încă copii care dorim să fim iubiți, dorim să fim văzuți, dorim să fim ascultați, dorim să ni se dea afect, să ni se dea atenție, să ni se dea ascultare, nu? Și aici îmi spune că vă veți vindeca acea parte a copilului dumneavoastră care a fost rănită și veți crește, vă veți elibera și veți pura. Și relația dumneavoastră va trece la altă fază, la alt prag, veți evolua. Haideți să vedem ce vă transmit îngerii. Prima spune că e nevoie să iei o decizie. Același lucru ca această carte. Vedeți cum sunt în conexiune toate. Decizie și aici health choices. Deci trebuie să... decizione. Deci decizione înseamnă decizie și health choices în engleză înseamnă tot decizie. Ia viața în mâinile tale. Cifra 11 poate are un rol important sau cifra 2. Ai nevoie să-ți asculți intuiția. Culoarea mov îmi spune multe intuiția dumneavoastră. Să vă ascultați intuiția, ascultați-vă intuiția, că aceea nu vă minte. Cooperare. Oferă mai mult ajutor și nu te aștepta nimic în schimb. Cifra 33 sau 6. Va trebui să cooperezi mai mult cu persoana iubită sau, nu știu, veți vedea dumneavoastră în această zi. Aici 40 îmi spune că e vorba doar de o experiență. Acele lupte și acele secrete și acea forță care trebuie să o depui pentru a evolua, pentru a trece la nouă fază sau pentru a vindeca și a crește sufletul dumneavoastră de copil, zice să încercați fără frică, să faceți experiență, să vă aruncați, nu vă fie frică, faceți acea experiență care trebuie să faceți, zburați din acea toxicitate. Și îmi spune că cifra 40 poate are un rol important sau 4 pentru dumneavoastră. Oamenii mei dragi, eu vă îmbrățișez cu drag. Dacă v-a plăcut, sper că dați un like, e un semn de mulțumire pentru ceea ce fac. Și dacă nu v-ați inscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți, apăsând pe acel clopoțel, veți primi notificări. La revedere, numai bine, sănătate, Doamne ajută tuturor! Zodia Leu, în această zi văd că sunteți melanconici, sunteți în suferință, că nu mai e ce a fost, că nu mai e cum a fost, că poate ați pierdut ceva anume sau vă simțiți singuri, poate vă simțiți abandonați și din cauza anumitor conflicte, anumitor instabilități, poate partea financiară sau relație, dar vreau să vă spun atenție, atenție, că veți avea parte de o veste, de un nou început mai stabil pentru dumneavoastră. Veți primi o veste și divinitatea vă va oferi o oportunitate pentru mai multă stabilitate, pentru o nouă colaborare, pentru un nou contract pe termen lung în ce privește stabilitatea noastră financiară. Dar totuși văd că veți avea anumite dubii. Și va trebui să cereți anumite sfaturi, pentru că nu este tot aur ceea ce vedeți aici, da? Tot ceea ce strălucește nu este tot aur. Așa că în același moment va trebui să cereți anumite sfaturi, da? Să vă gândiți bine că văd anumite dubii aici. Dar văd că e vorba despre pasiunile dumneavoastră, despre ceva care vă încântă, vă face plăcere. Haideți să vedem în relația dumneavoastră. Relația dumneavoastră spune și aici să vă focusați mai mult pe persoana dumneavoastră, să lucrați în ce vă privește persoana dumneavoastră. E nevoie să vă apreciați mai mult, să aveți mai mult încredere în voi, să vă apreciați mai mult pe voi, să vă vindecați acea parte mai întunecată sau acea parte de suferință. Este timpul ca tu să te vindeci. Și aici îmi spune că veți conversa mai mult, veți comunica mai mult și văd mai mult interes. Deci un nou început, cum v-am zis, și va veni un mesaj pentru dumneavoastră. Din nou spune că va veni un mesaj. Ia uitați ce frumos! Zice, awaited message arrives. Și aici zice, prossima notiție. Deci, oamenii mei dragi, va fi un nou început pentru dumneavoastră. Deci lăsați această melanconie, că nu vă pierde speranța, că va fi un nou început și văd că veți avea mai mult interes să comunicați, poate pe rețele de socializare, mesaje, mail-uri, mesaje scrise,
mesaj text sau vă sună la telefon, deci veți comunica mai mult cu această persoană și vedeți, vă trimite pupiciuri. Pupici vă trimite. Îmi spune aici că veți primi iubire necondiționată și veți da și veți primi iubire. Deci vă veți îndrăgosti cu o persoană care vă va căuta astăzi. Așa că lăsați melancolia deoparte. Haideți să vedem. Pentru Zodia Leu, un mesaj, un sfat din partea îngerilor. Aici spune că vei primi o iluminare. Cifra 14, o iluminare. Trezirea ta este aproape de tine. Deci vă veți trezi, să știți. Și vă veți simți iluminată, norocoasă. Vitalitatea. A venit momentul ca tu să schimbi anumite obișnuințe. Poate să vorbești mai mult, poate să comunici mai mult. Și aici zice că vei avea parte de activități, vei acționa. A venit momentul ca tu să acționezi și vei primi iubire și vei oferi iubire. Te vei îndrăgosti. Foarte bine, foarte frumos. Oamenii mei dragi, mă scuzați, aceasta a fost etalarea pentru dumneavoastră. Eu vă îmbrățișez și vă aștept la următoarea etalare. Dacă nu v-ați înscris, vă sfătuiesc să o faceți apăsând pe acel clopoțel, este gratuit. La revedere, sănătate, numai bine! Zodia Săgetător, în această zi văd că veți fi pe gânduri. În ce privește un echilibru, în ce privește o sumă de bani, veți aprofunda, vă văd gânditor, să spunem așa, cifra 6, 13, 2, 4, poate avea un rol important pentru voi, Zodia Săgetător. Veți primi o sumă de bani din partea unei persoane generoase, un sfat, un ajutor și văd că veți reflecta anumite lucruri ce s-au întâmplat într-un trecut apropiat și veți aprofunda mai mult anumite situații. O văd un bărbat aici, un influent, care vă va oferi protecție și cred că va trebui să luați o decizie cu acest bărbat pentru că văd că veți primi o veste, veți primi o noutate, va veni în viața dumneavoastră și va trebui să fiți mai echilibrați între două proiecte, două situații, două lucruri. Haideți să vedem în ce privește relația dumneavoastră. Păi da, cum spuneam, în ce privește relația dumneavoastră, sunteți gânditori. De ce? Pentru că ați fost răniți pe la spate, ați fost trădați pe la spate, atacați sau poate dezamăgiți. Și sunteți în suferință, sunteți decepționați, sunteți separați, să spunem așa. Și văd aici o codependență, obsesie. Cineva, poate sunteți mai obsedați sau încercați să controlați mai mult. Văd că cineva controlează, cineva controlează poate sentimentele și controlează poate emoțiile. Sau în ce privește o relație, este o relație de dependență aici și este o relație de mai mult obsesivă, dar aici văd că să aveți încredere pentru că iubirea va veni în viața noastră și veți fi surprinși, da? Veți primi acea veste, vedeți, din partea iubirii și veți fi surprinși și veți primi o veste cu invitație, cu întâlnire. Dar văd totuși că poate veți ezita un pic. Dar va veni iubirea în viața dumneavoastră. Să aveți încredere, să aveți speranță. Haideți să vedem. Dar spune, deschide inima ta altor persoane. Să fii gentil. Cifra 36 sau 9. Entuziasm. Ai nevoie de mai multă energie, de vitalitate, de fericire. Îți lipsește acel entuziasm. Da, îți lipsește entuziasm pentru că e o relație un pic toxică, pentru că e dependența aici și lipsește acea fericire. E mai mult posesivitate și mai mult control. Nu vine de la sine. Nu e libertate. Zice, să atingi capitalul tău cu înțelepciune. Adică în ce privește bănuții, să ai grijă la cheltuielile care le vei face, să fie echilibrat, pentru că îți cere să fii înțelept și pentru a aduce un echilibru în viața ta. Și poate cifra 5, 8, 26 are un rol important pentru voi. Deci vi se cere înțelepciune, aveți mai multe de nevoie de vitalitate și de fericire și deschideți inima altora.
Da. Deci e nevoie de un echilibru în ce privește o relație de cuplu, pentru că acea obsesivitate sau dependență din cauza acestei suferințe poate duce la o lipsă de fericire și vitalitate. Trebuie mai mult entuziasm. Dar aici va veni iubirea în viața dumneavoastră, dar vi se cere să folosiți înțelepciunea, să aduceți un echilibru în ce privește lucrurile tradiționale, valorile dumneavoastră. Oamenii mei dragi, aceasta a fost etalarea. Vă îmbrățișez, vă iubesc și vă doresc o duminică plăcută, plină cu soare în suflete. Numai bine, la revedere, sănătate!